încât să fie domn. Vă invit, dragii mei, în minutele pe care le mai avem la îndemână, să cugetăm la cuvântul pe care l-am citit. Și-ar vrea în seara aceasta Domnului Dumnezeu să ne vorbească fiecare în parte, începând cu predicatorul și continuând cu ascultătorii în familie. Am să vă spun că de la început, că textul care stă în fața mea este un text mai dificil și vorbește despre niște lucruri mai sensibile. Coloana vertebrală a pasajului pe care l-am citit în seara aceasta, eu consider că este întrebarea din versetul al 4-lea, de fapt, în versetul al 3-lea, scuzați-mă, acolo unde autorul epistolei acesteia punea întrebarea, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Iată o întrebare pe care ar trebui să o luăm în considerare la modul cel mai serios, pentru că nu există o altă scăpare decât aceea despre care ne vorbește Evanghelia. De 2000 de ani e aceeași și ea nu se va schimba, chiar dacă va mai continua lumea să existe încă 2000 de ani. Așadar, întrebarea centrală a pasajului nostru este cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Este un subiect delicat și în seara aceasta aș fi vrut să-l evit, dar este a doua oară când el este așezat în fața noastră și vrând nevrând va trebui să ne ocupăm și de pasajul acesta. Dacă ar fi să pun un titlu la ceea ce urmează să vă spun, aș numi mesajul meu din seara aceasta nepăsătorii din casa de rugăciune. Poate că vă surprinde lucrul acesta și poate că vă gândiți, probabil că în seara aceasta vrea să se refere la vreuna din informațiile bisericii. Poate că vrea să se refere la o anumită categorie de vârstă din biserică. Dar aș vrea să vă spun că nu am în vedere o anumită formație, un anumit grup constituit cumva în mijlocul bisericii. Cuvântul din seara aceasta îl privește pe fiecare dintre noi. Mă privește pe mine și te privește pe dumneata. Când spun nepăsătorii din casa de rugăciune, s-ar putea să mă regăsesc eu în poziția aceasta, s-ar putea să te regăsești dumneata. Și dacă ne regăsim cumva în poziția aceasta, încă mai este șansă în seara aceasta să mai schimbăm ceva în viața noastră. Să luăm aminte la ceea ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu și să îndreptăm. În cuvântul acesta se pot regăsi mari și mici, se pot găsi tineri și vârstnici, se pot regăsi bărbați și femei, se pot regăsi predicatori și ascultători, se pot regăsi erudiți și oameni mai modești, mai simpli. Sunt cei care au ascultat sau au avut oportunitatea să audă Cuvântul lui Dumnezeu, dar Cuvântul lui Dumnezeu a trecut pe lângă urechea sau pe lângă inima lor. Este, dacă vreți, pasajul acesta un pasaj de avertizare, un fel de trezire. Știți, când mergem pe autorută și suntem obosiți, câteodată ni se întâmplă să nu fim culoarea minte și să ne abatem puțin la stânga sau un pic mai mult la dreapta. Și pe margini, de obicei, sunt acele striații, nu știu cum se numesc ele din punct de vedere tehnic, dar ele produc o anumită vibrație în volan și îl trezesc pe conducătorul care este în prag de ațipire. El este șofer, poate să aibă toate clasele, poate să aibă experiență de 20, de 40 de ani. Dar se poate întâmpla ca oboseala, ca, mai știu eu, monotonia drumului, să-și spună cuvântul și mie de bună oară mi s-a întâmplat cu ani în urmă, venind odată de la Kitchener. Era dimineața de vreme când mă apropiam de Montreal și am ajuns să trec cu roțile peste bordura, peste porțiunea aceea și m-am trezit brusc. Putea să iasă rău. Dar până la urmă Dumnezeu a purtat de grijă să pot controla și să ajung cu bine acasă.
Există cuvinte în Sfânta Scriptură care au datoria să ne trezească. Și eu cred că pasajul pe care l-am citit în seara aceasta are această menire. Să ne trezească dintr-o stare care s-ar putea să ne fi cuprins. Mai ales că suntem pe calea aceasta unii dintre noi de 20, de 30, de 40, de 50 de ani. Și așa ne-am obișnuit cu predicile, cu cântările, cu poeziile, încât nu știu dacă ați remarcat că rar se mai aude câte un amin printre noi. Și câteodată se aude momente care parcă nu sunt cele mai potrivite. Așa de greu smulge un amin de la noi cântărețul, recitatorul sau predicatorul. Spuneam cândva cu oarecare ironie că la predici, ca numai soția predicatorului mai spune amin. Dar pe lângă ea poate mai sunt și alții. Dar sunt mai puțini, adevărul este că sunt mai puțini. Autorul acestei epistole își începe pasajul cu expresia de aceea. Asta înseamnă că ceea ce el are de spus aici are legătură strânsă, organică, cu ceea ce a spus înainte, în capitolul 1. Capitolul 1, dați-mi voie să vă reamintesc, începea prin a spune că Dumnezeu a avut bunăvoința ca după ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, la sfârșitul acelor zile să ne vorbească prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și viacurile, slăvit să fie numele Lui. Dumnezeu n-a avut obligația aceasta, nu a avut responsabilitatea aceasta și aș vrea să subliniez, a avut bunăvoința aceasta de a ne vorbi. Pentru că este un act de generozitate din partea lui Dumnezeu de mărinimie să vorbească ființei umane care, prin neascultare, i-a adus insultă lui Dumnezeu. Dumnezeu a ales cu cale, a găsit cu cale să vorbească totuși omului pentru ca să îl aducă iarăși la calea pe care omul trebuia să meargă. Mi-am adus aminte de o întâmplare care a avut loc cu vreo 3 luni după ce poporul lui Dumnezeu, poporul evreu, a ieșit din Egipt. Când au ajuns la coalele muntelui Sinai, acolo poporul lui Dumnezeu a făcut un popas. Vă amintiți? Evrei, capitolul 19, versetul 1. Acolo Dumnezeu a stat de vorbă cu Moise și a spus lui Moise cam așa, eu voi parafraza. Moise, eu voi sta de vorbă cu tine. De pe vârful muntelui din Negură, eu voi sta de vorbă cu tine. Tu vei vorbi, eu îți voi răspunde. Și poporul adunat la coala muntelui va ști că eu sunt cel ce vorbesc cu tine și poporul va căpăta încredere în tine pentru totdeauna. Cuvântul lui Dumnezeu spune că atunci când Dumnezeu a făcut lucrul acesta și a vorbit poporului Moise de pe vârful muntelui, când poporul era adunat acolo în tabăra aceea, la coalele muntelui, s-au auzit tunete, fulgere și un nor gros a acoperit muntele. Poporul, găsim scris că a început să tremure și în capitolul 20, versetele 18 și 19, stă scris că poporul, la un moment dat, fiind așa de îngrozit de acel lui Moise, să spună lui Dumnezeu să înceteze a mai vorbi. Și poporul a zis, Moise, am vrea ca Dumnezeu să nu ne mai vorbească direct, ne îngrozim. Această vorbire a lui Dumnezeu este prea șocantă pentru noi. Ne demolează cu totul. Să-ți vorbească Dumnezeu ție, și tu să ne spui nouă ce Dumnezeu vrea să ne transmită. Cu alte cuvinte, în acele împrejurări, poporul a cerut ca Dumnezeu să-i vorbească prin intermediar. Și Dumnezeu a luat aminte și de aici înainte, Dumnezeu cam în felul acesta a vorbit poporului său. Primul intermediar a fost Moise, pentru că lui Moise Dumnezeu i-a vorbit în repetate rânduri. Cuvântul Domnului s-a adresat în modul direct, într-o manieră pe care teologii ar numi o dictare mecanică. Pentru că Dumnezeu lui Moise a spus, apucă-te și scrie. Și i-a dat lui Moise cuvânt cu cuvânt ce trebuia să scrie. Sunt cărți între cele 5 pe care Moise le-a scris,
cărțile au fost scrise sub dictarea directă a lui Dumnezeu și unde talentul literar al lui Moise de o fi avut, nu și-a găsit locul pentru că Moise a scris la dictarea lui Dumnezeu. Au fost și cărți, cum este cartea Genesei de bunăoară, pe care Moise nu a scris-o la o dictare mot-a-mot, mecanică. Dumnezeu i-a descoperit aceste lucruri și a îngăduit lui Moise ca aceste adevăruri descoperite de el, Moise să le îmbrace în haina cuvântului, a expresiei cu care el era obișnuit. Dar acum vreau să spun că de-a lungul vremii, după Moise, s-au ridicat în poporul lui Dumnezeu o seamă de bărbați pe care noi îi numim proroci. Unii dintre ei au lăsat cărți scrise pe paginile Bibliei și sunt cărțile prorocilor, prorocii mici, prorocii mari, iar alții au fost proroci care n-au lăsat nimic scris, dar care totuși au lucrat din partea lui Dumnezeu, în numele lui Dumnezeu și când au avut ceva de spus, au vorbit și au transmis cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a dorit să-și descopere voia pentru poporul său, slăvit să fie Domnul. Acum, era o problemă cu intermediarii aceștia. Câteodată erau intermediari reali. Proroci pe care Dumnezeu i-a numit în cartea lui Ieremia, robii mei prorocii, și care într-adevăr vorbeau din partea lui Dumnezeu. Dar printre ei s-au ridicat mulți și într-o vreme erau chiar foarte mulți, oameni pe care nu Dumnezeu i-a trimis, dar vorbeau și ei ca și când Dumnezeu vorbea prin ei. Ei n-aveau un mesaj din partea lui Dumnezeu, dar în fața poporului pretindeau că au din partea lui Dumnezeu, pentru că iubeau slava oamenilor și nu se gândeau acești proroci falși că va veni o vreme în care Dumnezeu se va judeca aspru cu ei, că îi va trage la socoteală. În cartea profetului Ieremia, dacă nu dau greș, capitolul 23 este un cuvânt demonstrat pe care Dumnezeu îl rostește la adresa acelor proroci care iau cuvântul lor și îl prezintă poporului ca fiind al cuvântului lui Dumnezeu. Și pe oamenii aceștia Dumnezeu îi întreabă, pentru ce amestecați voi paiele cu grâul? Ei bine, dragii mei, vreau să mă refer la cei proroci care au vorbit din partea lui Dumnezeu. Au fost situații și nu puține când Dumnezeu le-a dat cuvânt pentru popor și cuvântul acela era cuvântul lui Dumnezeu. Prorocii doar l-au primit de la Dumnezeu și l-au adus în mijlocul poporului. Dar poporul nu l-a primit. Citiți, vă rog, de bună oară cartea profetului Ieremia, dacă tot l-am amintit pe el mai înainte, și veți vedea în ce condiții a slujit omul acesta. Veți vedea că de multe ori Dumnezeu i-a dat un cuvânt, el era mesagerul lui Dumnezeu, cuvintele pe care le rostea, fie pentru împărat, fie pentru popor, erau cuvinte primite de la Dumnezeu. Dar oamenii din popor au pus mâna pe el și, în repetate rânduri, i-au provocat suferință pentru că n-au primit cuvântul lui. Sigur că nu ne ajunge timpul în seara aceasta să luăm cu deamănuntul toată istoria veche a poporului evreu. Este o istorie, dacă vreți, foarte tristă pentru că Dumnezeu le-a vorbit și ei n-au fost cu luarea minte. Dar autorul epistolei către evrei știe că zgârie unor oameni care erau familiarizați cu Vechiul Testament, că erau din națiunea evreiască. Oamenii aceia cunoșteau toate aceste experiențe și el, autorul acestei epistole, le spune: dacă acel cuvânt s-a dovedit nezguduit și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, vine cu întrebarea aceasta pe care am citat-o la început, le o pune în față lor și în seara aceasta ne pune în față nouă. Două atitudini deosebite pe care oamenii din vechime le-au avut față de cuvântul lui Dumnezeu și atitudinile acestea Dumnezeu nu le-a putut suporta și le-a pedepsit de-a lungul vremii și le iau această expresie. Orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire. Acum dați-mi voie să fac o precizare. Când auzi cuvântul răsplătire, te gândești la recompensă. Te gândești la ceva de apreciere, te gândești la premiu, la o primă, la ceva care să te facă să te bucuri. Numai că, în contextul acesta, cuvântul răsplătire are sens negativ. Când autorul epistolei acesteia spune că orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire,
El nu la recompensă se referă, ci la pedeapsă. Și el vrea să le spună, să le aducă aminte cititorilor săi de atunci, că Dumnezeu pe aceste două atitudini le-a pedepsit întotdeauna, le-a sancționat. Adică abaterea și neascultarea. Zice el, uitați-vă la istoria părinților voștri. Veți avea oportunitatea să vedeți că de câte ori s-au dovedit neascultători, de câte ori s-au abătut de la cuvântul lui Dumnezeu și de la rânduielile și legile lui, Dumnezeu a intervenit și i-a pedepsit. Dumnezeu n-a lăsat aceste lucruri să treacă neobservate, să spună, cum spunem noi față de copiii noștri, lasă-l că e mic, acum nu știe, mai crește el. Nu. Dumnezeu a intervenit pentru că și-a dorit să aibă un popor sfânt cu care să fie împărtășie. Și vreau să vă spun un lucru, așa ne dorește și pe noi, Doamne, ajută-ne să fim sfinți. Cuvântul abătut în limba română ar putea să aibă două sensuri. Un sens, când vezi pe cineva care nu este în apele lui. Vă aduceți aminte, Nemia, capitolul 2, paharnicul împăratului era trist pentru că primise niște vești din țara părinților lui, despre cetatea părinților lui și pentru starea aceea el a plâns. Când a venit în fața împăratului, el a încercat cumva să se aranjeze, dar împăratul i-a văzut fața și a știut că ceva se întâmplă în sufletul lui. Și aș vrea să spun că Nemia arăta ca un om abătut, copleșit de gânduri. Există însă un al doilea sens, a te abate cu formă verbală, a te abate, asta înseamnă a devia de la ceva. Adică Dumnezeu le-a spus așa să faceți și ei au ales să facă altceva. Vreau să vă dau câteva exemple din Vechiul Testament de abatere pe care poporul a arătat-o și pe care Dumnezeu a sancționat. De bună oară în Exod, capitolul 33, veți găsi scris că Moise a fost pe munte pentru un timp mai îndelungat, 40 de zile și 40 de nopți a stat în prezența lui Dumnezeu, acolo a primit legea și pe când se cobora Moise de pe munte cu legea, cu tablele legii sub braț, cărându-le greu, că erau de piatră, jos în tabără se auzea gălăgie și dumneavoastră cunoașteți toată istoria aceasta, nu o să intru în multe detalii, dar Dumnezeu îi spune lui Moise, iată că poporul s-a abătut deja de la căile mele. Ce se întâmplase în tabără? Văzând că Moise a absentat mai multă vreme, poporul a devenit nerăbdător și vreau să vă spun că nerăbdarea de multe ori se materializează în abatere de la rânduielile lui Dumnezeu. Și au făcut presiune asupra lui Aron, care era mare preot, și a spus, noi nu știm ce s-a făcut omul acela Moise, îl așteptăm, nu mai vine, nu putem pierde vreme aici, hai să ne facem un alt Dumnezeu. Și au adunat aur și l-au dat lui Aron și i-au cerut lui Aron să facă un Dumnezeu care să meargă înaintea lor. Și așa a apărut vițelul acela de aur. Ei bine, dragii mei, această tentativă a lor de a adăuga altceva, Dumnezeu a numit-o abatere și a fost foarte mânios. Atât de mânios a fost Dumnezeu pe poporul lui în vremea aceea, încât dacă nu era intervenția mijlocitoare a lui Moise, Dumnezeu ar fi vrut să nimicească poporul acela acolo la poalele muntelui și din Moise să ridice apoi un alt popor. Și asta lua iarăși ceva vreme, sigur. Aș vrea să vă spun de asemenea despre experiența împăratului Saul. Îl știți, primul împărat al lui Israel, pe care Dumnezeu l-a pus peste ei la cererea poporului. În primii ani ai domniei lui, omul acesta, un tânăr înalt și plin de calități, s-a dovedit smerit. Și omul acesta a pus la inimă lucrarea lui Dumnezeu și când oameni din popor au vorbit de rău despre el, s-a făcut că nu-i aude și a fost îngăduitor. Când a reportat prima victorie, poporul în sfârșit s-a bucurat și a zis, cu adevărat, ăsta este împăratul nostru. Au fost unii care au spus, acum să-i vedem pe ăia care îl vorbeau de rău, unde sunt, aduceți aici. Și Saul le-a spus, ziua de astăzi este o zi de diluință. Nu vă gândiți la răzbunare, ce a fost, a fost, acoperim, ce a fost, lăsăm în urmă și mergem înainte. O generozitate frumoasă, deosebită, care caracterizează pe omul lui Dumnezeu.
Dar a venit o vreme în care împăratul acesta, Saul, a devenit un alt om. S-a întâmplat o schimbare cu el. Și Dumnezeu i-a spus, du-te și bate pe Amalec și nimicește-l cu desăvârșire. Treci prin foc și sabie tot ce are Amalec. De acolo să nu luați nimic. Și Saul se duce și are biruință, dar nu face ceea ce i-a cerut Dumnezeu. Și Dumnezeu stă de vorbă cu Samuel, cu prorocul, și spune lui Samuel, Samuel, îmi pare rău că l-am pus împărat pe Saul acesta, pentru că iată-l se abate de la căile mele. 1 Samuel, capitolul 15. Ce veți putea găsi dacă doriți să citiți, să vedeți? M-am întrebat, oare de ce s-a abătut el de la căile lui Dumnezeu? Era atât un alt fel de bărbat, un alt fel de om, o altă inimă avea. Și Dumnezeu, prin profet, îi spune, când erai mic în ochii tăi, Dumnezeu a fost de partea ta, te-a ajutat, ți-a dat biruință. Dar s-a întâmplat ceva. Ai fost atunci mic în ochii tăi. Cu alte cuvinte, între timp ai crescut, acum te vezi altcineva. Și vreau să vă spun că aici este o altă cauză a abaterilor de la rânduierile lui Dumnezeu. Când omul ajunge de se crede altceva, drept ceea ce nu e. Când se crede mai descurcăreț, mai talentat, mai puternic, mai priceput și așa mai departe. Nu o să intru în prea multe detalii. Însă vreau să vă spun, orice abatere de la căile lui Dumnezeu în vremea Vechiului Testament, spune autorul Epistolei către Evrei și nu vreți că aveți curajul cineva să-l contraziceți și a primit o dreaptă răsplătire. Cu neascultarea stă la fel. Neascultarea este un pic mai diferită decât abaterea. Știți de ce? Te poți abate fără să-ți dai seama. Lua de val, numai te pomenești că te-ai depărtat de la valorile care erau odată prețuite în biserică. Valorile acelea în care se închinau, în care credeau părinții tăi și bunicii tăi, înaintașii tăi pe calea credinței. Acele valori pe care Dumnezeu le-a văzut la ei și pentru care i-a apreciat. Că n-au avut părinții tăi și bunicii tăi nici școală înaltă, nici mai știu eu ce talente deosebite, dar în simplitatea lor. Eu am avut ceva ce Dumnezeu a apreciat. Și câteodată, fără să dai seama, aici într-o societate modernă, bazată pe alte principii, te pomenești că ești foarte diferit în convingerile tale de părinții pe care ți-a dat Domnul și care te-au crescut. E bine, asta ar putea să fie o abatere, dar neascultarea ascunde în ea o atitudine de răzvrătire. În mod conștient, să știi ce-ți cere Dumnezeu, să spui asta a fost pentru vremea de atunci, nu-i mai și pentru vremea noastră. De unde știi că nu-i și pentru vremea de astăzi? Eu cred că al Domnului Cuvânt nu se schimbă de la o generație la alta. Eu cred că principiile Lui stau în picioare, poruncile și rânduierile Lui stau în picioare. Și poți să ai, cum spuneam azi dimineață, 3 sau 4 sau 5 doctorate date de oameni. Trebuie să fii smerit și să rămâi la ceea ce spune Dumnezeu. Altfel te abați. Altfel dovedești neascultare. Am să vă vorbesc foarte pe scurt de experiența unui tânăr pe care înțeleptul Solomon îl așează în fața ascultătorilor sau a cititorilor lui din vremea de atunci. Proverbe capitolul 5, de la versetul 7 în jos până la 14, el descrie o anumită situație pe care a văzut-o în vremea lui și o situație care de atunci încoace se repetă după șablon, după tipar. El spune fiilor, ascultați-mă, luați aminte la ceea ce vă spun, ca nu cumva să ajungeți în situația în care să se bucure altul sau alții de pruda muncii voastre. Nu cumva să lucrați pentru casa altuia, să ajungeți în situația să se bucure alții de pruda voastră. Aș putea să vă spun ce înseamnă să lucrez pentru casa altuia sau să se bucure străinii de câștigul muncii tale. Dar în seara aceasta nu vreau să intru în aceste detalii, poate într-o altă împrejurare. Dar știți ceva? Se întâmplă cu tânărul ăsta exact ce spuneam eu despre șoferul acela care se abate și trece peste linia aia cu denivelări care îl trezește.
A avut un moment și nu știu în ce fel experiența, prin ce experiență l-a trecut Dumnezeu, dar s-a trezit până la urmă, tânărul acela. Și el zice, cum am putut să urăsc eu certarea? Și cum a disprețuit inima mea mustrarea? Cum am putut să n-ascult glasul învățătorilor mei și să nu iau aminte la cei ce mă învățau? Cât pe ce să mă nenorocesc în mijlocul poporului și adunării? Ați cugetat odată la cuvintele acestea? La experiența acestui tânăr? Dintr-o dată s-a trezit și a dat seama în ce primejde a fost. Știți ce îmi place totuși la tânărul ăsta? Când și-a dat seama că a fost într-o primejdie mare, el și-a dat seama că el a fost motivul pentru care a ajuns în primejdia aceea și în starea în care s-a găsit. A fost atât de înțelept încât n-a dat vina pe alții. Că sunt în vremea noastră destui și noi avem tendința aceasta, când facem prostii și iese rău, dăm vina pe toți. Pe păstor, pe comitet, pe ăla, pe ăla, pe ăla, pe colegii de la lucru, numai pe noi nu mai dăm vina pentru lucrurile noastre. De asta tânărul ăsta măcar a avut o brumă de înțelepciune pe care mulți nu mai au nici pe aceea. Și el zice, am ajuns aici, în starea aceasta, în primejdia în care m-am găsit, pentru că am urât certarea, pentru că inima mea a disprețuit mustrarea, pentru că n-am ascultat glasul învățătorilor și n-am luat aminte la cei ce mă învățau. Iată câteva lucruri care l-au pus pe el în starea aceea. În sinagoga în care el era, sau în vremea lui Solomon, întâlnirea au sinagogi. Probabil că undeva într-o, la cortul întâlnirii, la templu, a avut oportunitatea să primească învățături. Au fost în jurul lui niște oameni care i-au transmis cuvântul lui Dumnezeu. Dar el, fiind un tânăr plin de putere, a zis, doar nu o să mă iau eu după bătrâniești. Doar nu o să mă iau eu în toate. Măi, ce-mi spun ei sună frumos, dar se potrivește numai chiar la cortul întâlnirii sau numai chiar la templu. Viața reală înseamnă altceva, înseamnă să te bucuri și de una și de alta. Și-a disprețuit certarea pentru că probabil că învățătorii lui, când i-au văzut purtarea, l-au certat, l-au mustrat cu dorința să-l îndrepte. Dar el a urât certarea, a disprețuit mustrarea și și-a văzut de drumul lui. Mă gândesc că s-a întâmplat cu el ceea ce constata odată cu imire psalmistul Asaf. În Psalmul 76 cu versetul 6, Asaf e cuprins de uimire și zice, Doamne, la mustrarea ta, Dumnezeul lui Iacov, la mustrarea ta au ațipit și călăreții și caii. Și se întâmplă că oamenii ațipesc atunci când Dumnezeu le vorbește și le mustră faptele. În loc să ia aminte, ei ațipesc. Mă, nu știu în ce context a văzut Asaf experiența aceasta, dar a văzut-o. Și citiți, vă rog, el o pune acolo în psalm, să-ți fie de-a lungul vremii, să audă și alții. Frații mei, surorile mele, aș vrea să vă spun, în încheierea acestei prime părți din mesajul meu, când Dumnezeu ne mustră, când Dumnezeu vrea să ne îndrepte, să știți că ne vrea bine. Credeți lucrul ăsta? Atunci, haideți să punem la inimă și acele împrejurări în care cuvântul lui Dumnezeu nu-i tocmai pe placul nostru. Haideți să ne îndreptăm noi după cuvântul lui Dumnezeu, nu cuvântul lui Dumnezeu după chefurile și poftele noastre. Pentru că vreau să vă spun un lucru. Orice abatere și orice neascultare în vechime și-a primit o dreaptă răsplătire și Dumnezeul nostru ne declară că nu se schimbă. Asta înseamnă că va proceda la fel și în dreptul nostru. Autorul epistolei către evrei pune această întrebare foarte răscolitoare. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Despre mântuirea aceasta ne-a vorbit Iisus. Aș vrea să vă spun că față de tot ceea ce ne-a spus Iisus, noi trebuie să dovedim o atitudine de ascultare. Tot ceea ce ne-a spus El este cuvânt al lui Dumnezeu. Dacă cei din vechime au avut o oarecare justificare să-și pună întrebări dacă Isaia, dacă Ieremia, dacă ceilalți proroci vorbesc din partea Domnului, cumva puteau să spună, Doamne, erau oameni ca și noi. Așa să vă spun, cu Iisus lucrurile sunt diferite. El este Fiul lui Dumnezeu.
El a trăit curat și frumos pe pământul acesta și a fost o împrejurare în care și-a provocat adversarii să spună ceva în ce îl pot dovedi greșit. Și nu l-au putut dovedi greșit în nimic, pentru că a trăit o viață neprihănită, binecuvântat să fie el. În epistola, în Evanghelia după Ioan, veți găsi în repetate rânduri, Iisus declară că tot ceea ce le-a spus ascultătorilor, oamenilor în vremea aceea, indiferent dacă a vorbit în sinagogă sau pe malul mării sau în vârf de munte, tot ceea ce le-a spus a fost cuvânt al lui Dumnezeu. Și în Ioan 12:49 stă scris că lucrurile pe care le-am spus, vi le-am spus, nu le-am spus de la mine, ci Tatăl, El m-a învățat ce să spun și cum să spun. Ce să spună, adică acel conținut informațional, și cum să spună, adică modul în care se transmită. Frații mei, eu cred că cel mai duios, cel mai frumos cuvânt în privința aceasta l-a rostit Iisus în rugăciunea din Ioan 17, atunci când știm că se apropie sfârșitul lucrării pământești, eu stând de vorbă cu Tatăl și Duhul Sfânt a găsit cu cale să scrie acele cuvinte, toate, tot ce a spus Iisus în rugăciunea aceea. Unii o numesc rugăciunea din Ghețimani, dar nu e rugăciunea din Ghețimani. În rugăciunea aceea Iisus îndreaptă glasul și inima către Tatăl și printre alte lucruri frumoase pe care le spune Tatălui, El zice că și le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat tu. Ei le-au primit. Și au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit și au crezut că tu m-ai trimis. Dragii mei, aș vrea să vă spun, înainte de a se înălța din mijlocul ucenicilor, El a spus acestora să meargă în toată lumea, să facă ucenici din toate neamurile, să propovăduiască Evanghelia, să facă ucenici să-i boteze în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, și pe ucenicii aceștia să-i învețe să păzească ceea ce le-a lăsat El ca învățătură. Aș vrea să vă spun că în vremea aceasta, aici este problema creștinismului din vremea noastră. Sunt gata să meargă să facă ucenici, dar prea puțin mai sunt interesați să-i și învețe pe acești ucenici să păzească ceea ce ne-a învățat Iisus. Și nu se poate una fără alta, e ca o lucrare făcută până la jumătate. Ce-ați zice dacă ați cumpăra o mașină și n-ar avea motor? Ați zice, producătorul nu și-a terminat geabul, nu? Ce-ați zice dacă ați cumpăra o mașină de spălat și nu are pompă pe acolo? Sau ați zice că ăla care va vându mașina, producătorul, nu și-a terminat munca, nu-i așa? Aș vrea să vă spun, dragii mei, noi trebuie să le spunem oamenii. Trebuie să îi învățăm apoi să împlinească. Și îmi doresc tare mult lucrul acesta. Dar munca pe care o depun predicatorii credincioși Cuvântului Lui Dumnezeu, aș vrea să vă spun că este afectată puternic de munca predicatorilor pe care nu Dumnezeu i-a trimis, dar ei constată că au niște talente și pot și ei și au făcut o școală și o diplomă au și vin și spun, nu-i nevoie, nu-i nevoie. Atâta doar, te-ai botezat, ajunge. Frații mei, n-ajunge atât. Botezul este începutul unei vieți trăite cu Dumnezeu. Credeți lucrul ăsta? Eu nu mă îndoiesc o clipă de el. Și o viață trăită cu Dumnezeu înseamnă o viață trăită după voia lui Dumnezeu. În Mica 6:18 scris, ți-a arătat, omule, ce dorește Dumnezeu, ce cere Dumnezeu de la tine. Și încă din vechime se arată omului cum vrea Dumnezeu să fie umblarea omului cu Dumnezeu. Să știți că Noe a umblat cu Dumnezeu și Dumnezeu a acceptat să umble cu Noe pentru că viața lui Noe era diferită de asemenilor lui. Enoch a umblat 300 de ani cu Dumnezeu și Dumnezeu a acceptat să umble atâta vreme cu Enoch pentru că viața lui Enoch era diferită de acelor din vremea lui. Și aș vrea să vă spun în aceeași idee că în vremea de astăzi Dumnezeu umblă încă cu aceia care își păstrează viața curată. Pun această întrebare. Cum vom scăpa noi dacă suntem nepăsători față de aceste lucruri? De ani de zile venim pe calea lui Dumnezeu. Cât am crescut în pocăință. Cât am crescut în evlavie. Cât am crescut în curăție.
Închei cu, să închei totuși într-o notă pozitivă. Aș vrea să închei cu primul verset din acest capitol 2 din Evrei. De aceea zicea autorul epistolei către evrei, cu atât mai mult, trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit. Lucrurile pe care le-am auzit ne-au fost întâi spuse de Domnul Iisus. Lucrurile pe care le-am auzit ne-au fost adeverite de cei ce au auzit Evanghelia chiar de la Domnul. În al treilea rând, lucrurile acestea au fost adeverite pentru că Dumnezeu a întărit mărturia respectivă cu semne, puteri și felurite minuni. Și în al patrulea rând, mărturia aceasta a fost întărită prin manifestarea darurilor Duhului Sfânt împărțite după voia lui Dumnezeu. Dragii mei, frați și surori, aș vrea în vremea aceasta să înțelegem că nu ne putem permite luxul de a sta nepăsători față de o mântuire așa de mare. Dacă ne-l permitem, o facem pe costul nostru. Față de o mântuire așa de mare, noi ar trebui să ne arătăm mulțumitori întâi lui Dumnezeu. Va trebui să ne arătăm disponibili să învățăm, să ne lăsăm învățați. Și aici este iarăși o problemă a creștinilor din lumea de astăzi. Cred că știu atât de multe încât predicatorii nu au ce să învețe. Cum să învețe după ei? Că doar ei au mai multă școală de acum. Nu e adevărat. Toți avem de învățat. Și predicatorii și ascultătorii. Să ne ținem de lucrurile acestea, adică să umblăm în ele. Păstrează ce are, spunea Duhul Domnului unei biserici din Apocalipsa, păstrează ce ai, pentru ca nimeni să nu-ți ia cu mâna. Ar vrea cineva din ascultătorii mei din această seară să fie despărțit de lucrurile despre care ne-a vorbit Iisus? Ar vrea cineva să spună, eu n-am nevoie de El? Eu mă descurc și în veșnicie, după ce îmi termin alergarea pe pământ? Eu cred că nu. Deci, dacă nu vrem să fim despărțiți de lucrurile acestea, atunci să ne ținem de ceea ce ne-a învățat Iisus. Aș vrea să vă spun că Iisus este cel mai competent pilot care ne poate pilota prin toate furtunile vieții. Ascultând de El, vom ajunge cu bine la capăt. Lăsând învățăturile Lui să treacă pe lângă urechile noastre, rămânând mereu în aceeași stare spirituală, vreau să vă spun, n-ajungem nicăieri. Ne întoarcem în țărână și n-ajungem nicăieri. Dumnezeu să ne dea multă înțelepciune și pricepere, ca în vremea aceasta să punem la inimă tot ceea ce ne învață bunul lui Dumnezeu. Amin.